Sí, ¿no? Vamos a sentarme en un shift. Imagina que tengo esto solo para escribir en el grupo. Ok, aici restaurantul care este în partea stângă, așa a fost casa lui președintele Sadat. Da. Și acum muzeul nou e în partea stângă, vedeți? Da, asta este muzeul cel mai mare din lume. Sfinxul care vedem e prima dată în istorie pe care au săpat o statuie în formă de Sfinx. Este cel mai mare, cel mai vechi Sfinxul din lume. Și când faraonul Khafre a construit piramidele, a găsit că există o piatră uriașă în fața piramidelor. Și l-a spus arhitecților, mutați piatra asta. Nu au mutat. Au sculptat în o statuie care are corpul unui leu și capul unui om. Să ne arată faraonul ca inteligent ca oam, dar puternic ca unui leu. Bine? Și nasul, fața, cum am spus, îl reprezintă pe faraonul Khafre cu acoperitul capului Nemes, cobra pe fronta, barba falsa, dar barba falsa acum la British Museum. Nasul Sfinxului a fost distrus. Se presupune că când a venit Napoleon, a distrus, așa nu e corect. Când au venit arab, 642, nu a fost permis pentru arab să aibă statuie cu 3 dimensiune, pentru că au distrus nasul Sfinxului. Pentru că majoritatea statuilor care vedeți în Egipt sunt cu nas distrus. Tradiția arabilor, dacă vreți să învinge pe cineva, adică ați distrus nasul lui. Da. Și acum puteți să vedeți cum arată un complex cu piramida. Aici avem piramida, da? Și aici avem un templu unde corpul a fost venerat, dar este distrus. Așteptați un pic, un pic. Nu există petrecerea astăzi. Și ok, ați văzut piramida?